Capitolul 4. Predicarea, studiul și creșterea. După ce am predicat aproape 3 săptămâni în împrejurimile Exmouthului, am plecat spre Tynemouth, așteptându-mă să stau acolo 10 zile ca să predic cuvântul printre frați. În acea primă seară, o tânără a ajuns să-L cunoască pe Iisus Hristos ca mântuitor al ei. Acest lucru a fost o binecuvântare pentru mine, pentru că nici unuia dintre slujitorii de acolo nu i-a plăcut predica. Domnul judecă lucrurile atât de diferit față de om. Următoarea săptămână, după ce am predicat zilnic în capelă, am fost rugat să rămân și să slujesc acolo. Din cauza unei opoziții clare, am hotărât să rămân până voi fi dat afară în mod oficial. Am predicat din nou în ziua Domnului, cu toate că mulți nu s-au bucurat să-mi audă predica. Unii oameni au plecat și nu s-au mai întors niciodată. Alții care înainte de venirea mea nu aveau obiceiul să participe, au venit la capelă. A apărut deodată un duh de cercetare și de studiere a scripturilor. Oamenii voiau să știe dacă lucrurile pe care le spuneam eu erau adevărate. Cel mai important a fost că Domnul a pus pecetia lui de aprobare pe această lucrare, convertind păcătoși. Am predicat în această capelă în calitate de slujitor vizitator timp de 12 săptămâni. În acest timp, fără ca eu să cer, Domnul a purtat de grijă cu îndurare de nevoile mele prin intermediul a doi frați. La sfârșitul celor 12 săptămâni, biserica de 18 membri m-a invitat în unanimitate să devin pastorul lor. Mi-am schimbat acum părerea despre care era cea mai bună metodă de pregătire pentru slujirea publică prin intermediul cuvântului. În loc să presupun că știu eu ce este cel mai bine pentru ascultători, îl rog pe Domnul ca în îndurarea Lui să mă învețe subiectul despre care ar trebui să vorbesc sau porțiunea din cuvântul Său pe care ar trebui să o explic. Uneori am în minte un anumit subiect sau pasaj înainte să-L întreb. După ce m-am rugat dacă sunt convins că ar trebui să vorbesc despre acel subiect, atunci îl studiez, dar rămân totuși deschis față de Domnul ca să-L schimbe dacă El dorește aceasta. Totuși, de multe ori nu am niciun subiect în minte înainte să mă rog. În cazul acesta, aștept pe genunchi un răspuns, căutând să aud vocea Duhului care să mă îndrume. Apoi, dacă îmi vine în minte un pasaj ce conține un subiect, din nou îl întreb pe Domnul dacă aceasta este voia Lui. Uneori întreb de mai multe ori, mai ales dacă subiectul sau pasajul este unul dificil. Dacă după rugăciune am pace în privința lui, îl iau ca text, dar rămân încă deschis ca Domnul să mă îndrume în caz că el hotărăște să-l schimbe sau în caz că eu am greșit. Uneori, după ce mă rugam, tot nu aveam un text. La început eram nedumerit din cauza aceasta, dar am învățat să continui pur și simplu cu citirea obișnuită a scripturii, rugându-mă în timp ce citesc ca să găsesc un text. A trebuit să citesc 5, 10, chiar 20 de capitole înainte ca Domnul să-mi dea un text. De multe ori a trebuit chiar să mă duc la locul de întâlnire fără să am un subiect, însă întotdeauna l-am primit, poate chiar cu câteva minute înainte să încep să vorbesc. Domnul mă ajută mereu când predic, cu condiția să-l fi căutat cu seriozitate nascuns. Un predicator nu poate cunoaște inimile persoanelor din adunare sau ce au nevoie ei să audă, însă Domnul cunoaște și dacă predicatorul renunță la propria lui înțelepciune, atunci va fi ajutat de Domnul. Dar dacă este hotărât să aleagă un subiect cu propria lui înțelepciune, atunci nu ar trebui să fie surprins dacă vede puțin rod din munca lui. După ce am obținut textul în felul de mai sus, fie că este vorba de un verset sau un capitol întreg sau mai mult, îi cer Domnului ca în îndurarea lui să mă învețe prin Duhul lui cel Sfânt în timp ce meditez la acele pasaje. Scriu notițe pe măsură ce cuvântul este deschis înaintea mea ca să văd cât de bine înțeleg pasajul. De asemenea, este folositor ca mai târziu să fac referire la ce am scris. Rare ori folosesc alte ajutoare de studiu în afara scripturii și a unor traduceri bune în alte limbi. Ajutorul meu principal este rugăciunea. Oricând studiez o parte a unui adevăr divin, întotdeauna primesc lumină asupra lui după ce mă rog și meditez la el. Rugăciunea prelungită este adesea grea din cauza slăbiciunii cărnii, a infirmităților fizice și a unui program încărcat.
păcat, dar nimeni nu ar trebui să se aștepte să vadă prea mult bine rezultând din strădanile sale dacă nu petrece timp în rugăciune și meditație. Apoi mă las în întregime în mâinile Domnului, cerându-i să-mi amintească ce am învățat în odăița mea de rugăciune. El face aceasta cu credincioșie și adesea mă învață mai multe în timp ce predic. Pregătirea pentru slujirea publică prin cuvânt este chiar mai minunată decât predicarea în biserică. A trăi într-o părtășie constantă cu Domnul și a avea obiceiul de a fi adesea și în mod obișnuit într-o stare de meditare la adevăr este o răsplată în sine. Explicarea Scripturii este cea mai benefică, mai ales atunci când este studiată o evanghelie sau o epistolă întreagă. Aceasta se poate face fie intrând în amănunțime în înțelesul fiecărui verset, fie arătând punctele principale și conducând ascultătorii să vadă înțelesul general al întregii cărți. Explicarea Scripturii încurajează adunarea să-și aducă Bibliile la biserică și toate lucrurile care îi fac pe credincioși să prețuiască Scriptura sunt importante. Această metodă este mai benefică pentru ascultători decât dacă sunt făcute câteva remarci pe marginea unui singur verset, astfel încât acea parte din scriptură abia dacă este altceva decât un motto pentru subiect. Puțin oameni au har să mediteze ore întregi asupra cuvântului, astfel expunerea le poate deschide scriptura și poate crea în ei o dorință de a medita ei înșiși. Atunci când ascultătorii citesc din nou porțiunea din cuvânt care a fost expusă, își vor aminti ce s-a spus. Astfel, va lăsa în mințile lor o impresie mai trainică. Expunerea unor părți mari din cuvânt, cum ar fi o evanghelie întreagă sau o epistolă, îl face pe învățător să ia în considerare părți ale cuvântului pe care altfel le-ar fi trecut cu vederea. Aceasta îl împiedică să vorbească prea mult despre subiecte preferate și să încline prea mult spre anumite părți ale adevărului, o tendință care mai devreme sau mai târziu va dăuna atât lui cât și ascultătorilor lui. Simplitatea în exprimare este de o importanță majoră. Învățătorul ar trebui să vorbească astfel încât chiar și copiii și cei fără carte să fie în stare să-l înțeleagă, în măsura în care poate mintea firească să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Fiecare adunare are oameni care vin din diferite medii sociale și cu diferite grade de educație. Cel ce explică adevărul lui Dumnezeu vorbește pentru Dumnezeu și pentru veșnicie. Este puțin probabil că el va aduce un beneficiu ascultătorilor dacă nu folosește o vorbire simplă. Dacă predicatorul se străduiește să vorbească potrivit regulilor acestei lumi, probabil că va fi pe placul multora, în mod special al celor ce au un simț literar, însă este mai puțin probabil să devină un instrument în mâinile lui Dumnezeu pentru convertirea păcătoșilor sau pentru zidirea sfinților. Nici elocvența, nici adâncimea gândurilor nu-l fac pe un predicator să fie cu adevărat mare. Doar o viață de rugăciune și meditație îl va face un vas pregătit pentru scopurile stăpânului și potrivit pentru a fi folosit în convertirea păcătoșilor și zidirea sfinților. Ungerea Duhului Sfânt mă ajută foarte mult atunci când predic. Nu aș încerca niciodată să predic adevărul lui Dumnezeu prin propria mea putere. Într-o zi am avut la dispoziție mai mult timp ca de obicei, așa că m-am rugat și am meditat timp de 6 ore, pregătindu-mă pentru întâlnirea din acea seară. După ce am început să vorbesc, am simțit că vorbesc mai degrabă în puterea mea decât în tăria Domnului. Le-am spus fraților mei că mă simțeam ca și când nu aș fi predicat având ungerea și le-am cerut să se roage. După ce am mai continuat puțin, am simțit același lucru, așa că mi-am încheiat predica și am propus să avem o întâlnire de rugăciune. Așa am făcut și următoarea dată când am predicat, am fost ajutat într-un mod deosebit de Duhul Sfânt. Mă bucur că am învățat importanța slujirii doar în puterea Domnului. Pot totul prin Hristos, dar fără El nu pot realiza nimic.